Consilierii locali ai municipiului Reghin s-au reunit în ședință extraordinară joi 25 februarie ora 15 la sediul primăriei. Ordinea de zi a cuprins 15 proiecte de hotărâre la care au mai fost adăugate două. Toate cele 17 proiecte au fost adoptate în unanimitate. Primul proiect de hotărâre a adus în discuție aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Reghin pentru trimestrul 4 anul 2015. Al doilea proiect de hotărâre a făcut referire la aprobarea metodologiei de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional și de soluționare a situațiilor identificate și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță. Proiectul de hotărâre cu numărul 3 a privit acordarea facilității fiscale de anulare a cotei de 70% din majorările de întârziere datorate bugetului local, ca urmare a neachitării la termenul scadent a obligațiilor fiscale. Consilierii locali au vorbit și despre aprobarea regulamentului de stabilire a criteriilor și condițiilor de acordare a scutirilor la plata impozitelor și taxelor locale, dar și despre mandatarea domnului Mihai Pădurean, consilier local, ca reprezentant al municipiului Reghin în adunarea generală ordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv S.A. Târgu Mureș din data de 14.03.2016. Ordinea de zi a ședinței extraordinare a cuprins și aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare acreditate de pe raza municipiului Reghin pentru anul școlar 2016-2017. S-a mai vorbit și despre aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.800 de lei necesare deplasării unei delegații de 35 de persoane din cadrul Liceului Tehnologic Lucian Blaga din Reghin, în localitatea Erdungaria, în perioada 4-10-2016. Proiectul de hotărâre cu numărul 9 a adus în discuție aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 21.000 de lei necesară deplasării unei delegații de 14 persoane din cadrul Școlii Gimnaziale Alexandru Ceușanu, în localitatea Verd, Olanda, în perioada 14-3-18-3-2016. Totodată s-a aprobat și cooperarea dintre municipiul Reghin și Liga Pensionarilor din județul Mureș, filiala Reghin, în vederea organizării și desfășurării evenimentului Femeia, Soție, Mamă, Bunică, ce va avea loc în luna martie 2016. Consilierii locale au aprobat și desfășurarea în perioada 27-2-9-3-2016 în municipiul Reghin a Târgului de Mărțișor. Proiectul de hotărâre cu numărul 14 a adus în discuție închirierea prin licitație publică deschisă a spațiului cu destinație de cabinet medical, situat în municipiul Reghin, strada Piața Petru Maior, numărul 31. Tot în ședința extraordinară a fost aprobată componența delegației municipiului Reghin, ce se va deplasa în localitatea Erd, Ungaria. Întâlnirea a fost transmisă în direct la Da Reghin TV.